Hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din This War of Mine, acest război al meu, desigur. O nebunie de joc care, din păcate, nu tare a prins pe cât mă așteptam eu să prindă, oricum este un joc absolut super păcat. Bun, aici din câte se bine vede deja devine din ce în ce mai greu, desigur, pe lângă problemele cu frigul și toate cele avem aici, avem pe Katia care e într-o depresie imensă. Și nașpa când se întâmplă ca un jucător sau nu, mă rog, player de asta să fie în depresie, că riscăm foarte mult ca anumiti jucători care sunt în depresie fie să se omoare, fie partea și mai rea, care ar fi să fugă de acasă sperând că vor da de o viață mai bună. Așa se mai întâmpla, mi s-a mai întâmplat câteodată, gen că playerul, adică jucătorul ăsta sau altul, nu mă refer strict la Katia, ci pur și simplu alți player de ăștia așa random. Ia văd că aici ce are la nevoie de ajutor, hai să o ducem acolo pe Katia, oricum el e deprimată, dacă moare, moare fără stres. Bun, hai să ducem acolo pe Katia. E chestia, desigur, că ei pot fugi de aici de acasă și nu numai că fug de acasă, ci și iau materiale, ceva de genul, am nevoie de mâncarea asta, de medicamentele astea, ei n-au nevoie. Și apoi, pe lângă că pleacă ea de acasă, te lasă și fără medicamente și chestii de genul acesta. Aici, hai să vedem ce zice. Bună ziua, gen. Numele meu este Anton. Îmi cer scuze de această... de deranj. Vezi că eu nu mai sunt tânăr. Și, sincer să fiu, cred că I think I can survive. Nu cred că pot să supraviețuiesc acest război de unul singur. Ați fi așa de amabil încât să mă lăsați să stau cu voi? Promit că am să lucru pentru a-mi câștiga gen, pentru a sta cu voi. Mă, nu știu dacă se merită, adică tipul e Anton, nu știu dacă m-a jucat vreodată cu Anton, nu știu de l-a mai avut vreodată. Curios, nu știu ce să zic, este că e bătrân, nu știu cu ce ne-ar putea ajuta el, aia e chestia, că nu știu cu ce ar putea să ne vină el, gen ca și ajutor, dar aș zice că promit că am să lucru pentru voi. Hai să vedem, suntem 3. Probleme cu mâncarea e așa și așa, nu pot să zic că avem hăpt o grămadă, dar nu știu, hai cu noi. Hai, dă-l încolo, hai să-l luăm și pe Anton și apoi ce a fi, nu? Așa, pac, hai să vedem cu cine poate ajuta Anton numai să o... Ia mă! Oh, perfect! Acest gest caritabil, acest gest bun, practic a ajutat-o și pe Katia să iasă din acea deprimare. La fix! Good mathematician. Ce? E că e bun la matematică? Atât? Serios? Atât? Adică cu asta ne poți ajuta tu, că ești bun la matematică. Good at mathematician. Chestia e cu el, ceea ce am putea face cu Anton, cum nu ne-am atașat încă de el și nu, și mi se pare așa un caracter de care putem scăpa cu ușurință, este ca pe Anton să-l putem pune la anumite munci pe care nu le-aș putea pune pe celălalt. Așa de genul, bă, acolo e foarte periculos, dar aș vrea să mă duc și să văd ce materiale pot găsi acolo. Da, chestia este că nu prea aș dori să-l trimit pe ăla sau pe ăla acolo, că mi-ar părea rău dacă, de exemplu, ar muri respectivii jucători, în așa fel încât îl putem trimite pe Anton, el face treaba, dacă moare, moare, dacă nu moare, nu-i bai. Știți ce vreau să zic? Eu zic că e la fix treaba asta cu Anton. Oricum nu ne poate da multe chestii folositoare, deci da, sper numai că va putea duce mai multe materiale cu el noaptea. Hai să vedem, hai să terminăm ziua și să vedem, desigur, Anton. Ai, ceapa mătii, am știut, eu numai 8. Poate căra numai 8 lucruri. Asta este, merem la service cu Anton, dă-l încolo. Îl lăsăm acum pe Pavel la dormit.
Tu stai de gardă, Bruno, stai și tu de gardă, vom avea de data asta doi gardieni. Merem la Salvage cu Anton, dar față de alte dăți, desigur, vom merge undeva mai periculos. Hai să mergem la Military Outpost. Vreau să merg aici la armată, la Military Outpost, aici unde, sincer să fiu, nu m-aș duce cu un caracter pe care îl iubesc. Bun, ia să vedem. I've lost track. Whose side are you on? Am pierdut urmele. A cui parte sunteți voi? Ia să vedem. Văd că nu mă atacă, nu-mi zice nimic. Cred că astea îmi permit să le fură, așa zis, să le iau. Și că nimic folositor, doar gunoi. Hai să vedem. Merem și aici, să vedem ce avem aici. Iarăși nimic folositor. Parcă mă așteptam într-un fel să nu fie nimica bun. Acolo e un soldat, n-o stres, iară numai gunoi. Ia să vedem, watch it. Acesta este o zonă bla bla bla. Sper că ai niște chestii bune pentru trade. Ce au ăștia? Ia mă, AK-47, pistol, gloanțe, apă, bandaje, mâncare. Wow. Ok, deci băieții ăștia chiar au chestii bune. Oh, ok. Deci practic n-avem ce face aici. Nu putem face aici decât dacă... Deci... Locul ăsta e bun, sunt o grămadă de lucruri și toate cele, dar ce putem face aici e simplu, doar dacă nu venim cu arme. Deci ăsta va fi un loc gen pe viitor, când o să avem o armă gata făcută în sens pușcă. Când o să avem o pușcă, deci cum ziceam, când o să avem o pușcă, un shotgun sau mă rog, clar ne vom putea duce acolo și să furăm. Deci asta este... Na, este ok. Dar știu unde să-l duc pe Anton, unde aș zice eu că ar trebui să găsesc niște iteme și toate cele. Doar că n-am putut să mă risc cu ceilalți. Este desigur acolo unde e ăla de sniper, unde e sniperul. Acolo mă gândesc să mă risc cu Anton. Chiar dacă e bătrân și nu cred că va ține face, că nu cred că va ține... I fear the worst, da, știu ce vrei să zici, ai și chestia că dacă moare Anton, ciu, ne-am cam dus dracu toți. De asta este, ea văd că are depresiva asta, mă, amui, este frică la Katia că Anton nu va reuși să treacă prin această boală sau cea de genul. Hai să-l ducem pe Anton și să vorbească acolo cu Katia, bă, și am greșit, trebuie să recunosc, și am greșit că l-am lăsat să vină aici în echipa noastră pe Anton, m-am gândit că va fi așa un fel de om, un fel de războinic așa pe care putem să renunțăm ușor la el, dar problema este că nu m-am gândit la partea psihologică sau nu mă rog la partea celorlalți jucători dacă vor trece și ei așa ușor peste această problemă. Bun, hai să mergem aici la crafting, trebuie să fac de astea de foc, că na, deja avem, să n-avem probleme cu frigul, fac 5 în orice caz să am. Că din câte bine vedeți, am uitat, și asta e o greșeală mea, am uitat să pun pe foc, a fost foarte frig în această seară, gen în joc, și mi-arată aici la Pavel că este ușor bolnav, slightly sick. Chestia e că aici încă n-ar necesita medicamente și chestii de genul acesta, încă poate să ducă bine mersi și fără, gen îl pui în pat, alte chestii și trece. Deci clar o să-l mai lăsăm pe Pavel acasă să-și mai revină. Numai să punem aici pe foc, așa punem, punem două, hai să punem să doarmă și toate cele. Bruno, hai să vedem cine e, traderul, dar am nevoie de Katia, că ea m-ar ajuta foarte mult aici la trading, dar Anton încearcă să îi facă să-și revină cât e cât, asta este, hai, mișcare, Katia, hai, mișcare, am ieșit la ei foarte foame și toate cele, poate că n-aș trebui să-i dau la ea de mâncare. Adică, na, să nu mai fie, să nu se omoare dracu aici. Bun, ia să vedem cine a dus traderul. Cine a dus tu, fratele meu, Franco? Aș avea nevoie de chestii de alea, ce drept, dar nu știu ce să-i dau la schimb, că cam tot ce avem noi aici este de foarte mare folosință, adică până de la frunzele astea de tutun la... Tate, mă, deci tot, ia bureni, am nevoie de bureni, medicamente, am nevoie carne, am nevoie lopată, am nevoie zahăr, iară, lemne, iară, circuite, iară, părți de alea, iară, deci practic n-am nimic ce să-i ofer. Stai să-i spun că, ok,
Du-te înapoi la oamenii tăi, da, total. Hai să o pun aici pe Katia să mănânce, să nu se întâmple ceva, Doamne feri. Și aici pe Anton îl punem acolo să doarmă. Da, ia, uai, că nici nu poate fugi omul, măi, gata de el. Hai, hai. Prostie mare am făcut, mă, cu Antonul ăsta, mă, de ce am... De ce am fost omul bun? De ce dracu am fost eu omul bun? Na, asta este, asta este. Noi bai, noi bai, facem noi chestii, testi și... na, vom reuși noi să trecem peste asta cumva. Hai să terminăm ziua, dăm end day aici, oricum pe foc am pus, deci dacă se răcește, asta este, câteodată, na, se răcește prea tare și numai ce-i face. Din păcate, iarăși merem cu... iarăși merem cu Anton acolo, n-avem ce-i face, trebuie să risc totul cu el. Katia, stai de gardă, Bruno... da, stai și tu de gardă, Bruno, că nu se știe niciodată. Și nu am să-l trimit la Sniper Junction, că nu poate să fugă omul, deci e clar că ar muri una, două. Da, unde dracul am putea duce atunci? Aici știu cum e, aici, hai să vedem aici la Warehouse. Hai să vedem la Warehouse. Hai, îl trimitem pe Anton la Warehouse. Măcar, na, avem și... Asta este, din păcate, ia, cică se pare că sunt o grămadă de oameni, de indivizi foarte bine înarmați. Ar fi bine să am grijă aici. Da, știu, Anton, de aceea te-am trimis pe tine, că de te pierd. Mie nu-mi pare rău de tine, dar problema e că le-or părea rău la ceilalți din casă. Aia e schema care mă disperă. Da, asta este, n-avem ce face. Hai, ne uităm pe aici prin gaura cheii. Hai, mă, e blocat. Dar pe dacă e blocat, eu cum, dracu? Oh, eu cred că s-ar... Aha, aha, ok, bun. Ia, mă, că-o putut și Anton. Am vreau să zic că nu știu dacă poate și el să fie pe Spider-Man, să fie și el mini Spider-Man. Dar văd că a putut. Hai să vedem ce găsim aici sus. Iar găsim de-astea de glanțe. Da, s-ar putea să avem nevoie... Opa, 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 grijă, 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 grijă. O, de capul meu. Oi de capul meu, bă, acolo sunt niște oameni. Grijă, grijă că a ieșit oamenii afară. Am o să dau jos lemnele astea de pușă să nu fie mai ușor de cică fugit, dacă în caz de Doamne, Doamne. Ia să vedem ce scrie pe perete aici. Așa, o puțină tensiune. Să, cineva a scris pe perete. We have to find, trebuie să o găsim pe Lena. Bla, 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 every... Deci, we'll be at the market. Noi vom fi la... market, la hipermarket, bla 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 bla. Oleu. Cică, ok, am luat toate chestiile bune. Ar trebui să ne reziste cu ceva de ceva timp. Care este următorul job al nostru? Unde să merem, gen, unde să meargă ăștia? Cică, nu m-ar deranja să furăm iarăși un transport de ăla de ajutor, gen Crucea Roșie, cum ar fi pentru noi. We'll fix them good and proper. Ok, dar vă duceți de acolo sau nu? Aha, aha, ok, 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 grijă. Încă e periculos, încă e foarte periculos. Nu știu cum... Fucking hell, nu știu... Nu... Da, asta este, ne riscăm cu Anton. N-avem ce face, de-aia l-am și ales pe el. Hai să vedem aici ce găsim. Mâncare de-aia e bună. Ok, ok. Încă puțin, încă câteva materiale aș mai găsi cum Anton, aș fi fericit și aș zice, nu, hai, du-te acasă, dar încă scam puține lucruri, încă scam puține lucruri și tot aș vrea așa să mă risc. Ia să vedem așa, părți de arme, ok, nu-i rău, nu-i rău, bravo Anton, bravo, grijă, grijă mare, ioi, un picuț așa tensionat momentul, că nu știi ce se poate întâmpla aici. Opa. Opa, ok, du-te Anton, du-te jos. Du-te jos, nu știu ce poate fi jos, sper să nu fie un idiot. Ok, nu-i nimeni. Alea acolo! Ioi, Doamne! Ioi. Hai mă, tutun, serios? Ce drept au zis băieții ăștia cu Kalashnikov-uri că au cam luat tot ce era bun de prin casa asta. Dar, na, speram să fiu uitat anumite lucruri, a gunpowder, praf de pușcă. Na, acum mă devinea traderul ăla, lua la armă ăsta de trader. Acum a devinea traderul, ar fi fost ideal. Ar fi fost ideal, dar chestia e că...
spargă ce sparg ușa aici, dar chestia e că aici stă un gardian. Mai mult ca sigur aici stă un gardian. Opa, opa, cred că m-au auzit. O, băga mea și pula. Ce caut ceva. Du-te, du-te, fugi, fugi. Stai. Fugi. Fugi, bă, coaie, fugi. Fugi, moșule, fugi. Ia mă că fuge moșul, mă. Lol, că fuge moșul. A, ce tare. Bravo, moșule, 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 moșule. Ha, ha, ha. Ai, ai, ce tare, bă, moșul, mă, moșucul nostru, mă, reușește, mă. Ai, asta înseamnă să fii puternic, mă. Bravo, bă, Antone. Ala-i, bă, băiatule, foarte tare. Leu, se pare că Anton este foarte palid și este foarte bornav, severely ill. Asta este clar. I feel terrible, ci că dacă nu găsești niște medicamente, mai mult ca sigur am să mor. Chestia este că nu știu de aș da medicamente pentru el. Aia mă cam, na, disperă, că nu prea aș da. Da, deja, din câte se bine vede, totul se duce dracu, degeaba punem pe foc, degeaba avem focul, își 7 grade în casă, toți aici încep să devină foarte bolnavi, foarte obosiți și toate cele, e greu, e foarte greu. Hai să vedem aici la cate, ar avea nevoie de medicamente cu cea cu care să vorbească, țai. Na, n-avem ce face, deja se vede că toți, pur și simplu toți, îs gata, ei îs triști, îs depresivi. Aoleu, e greu, e frig, n-avem ce face. Cine știe, poate acum o să urmeze momentul ăla din iarna aia grea, că tot timpul e așa o iarnă grea, când pur și simplu n-ai ce faci decât să-ți lești caracterele acasă, să doarmă, să stai cică la căldură și să speri pentru bine. Oricum, cam aici se termină acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Deja jocul devine din ce în ce mai greu, din ce în ce mai așa mai depresiv gen. Dar asta este scopul jocului. Păcat că nu prea a prins pe channel-ul meu și nu vă uitați așa mai mulți la acest joc, dar asta este, n-avem ce-i face. Jocul este super, aici văd că vin niște copii, niște pura de la ușă, dar dă-i încolo. Hai, oprim aici videoul, ne auzim pe data viitoare, numai bine, nu uitați de like, subscribe și toate cele și ne auzim pe data viitoare.